Alexandru are 8 ani și un temperament, să-i zicem, ușor coleric. Dar hai mai bine să o spunem pe cea dreaptă. Alexandru este un copil obraznic. Alexandru! Tatălui Alexandru este plecat la muncă în Italia, acesta fiind și unul din motivele pentru care copilul este scăpat din mână. Necazul este însă că mama a ajuns să-i știe de frică băiatului. Alexandru, dar numai două foi, ca doar care le-am început. Alexandru nu mai arunca, gata. Nu. Cuvântul mamei nu are niciun fel de importanță și casa a devenit de ceva vreme locul în care Alexandru și prietenii lui fac ce vor, asta până când se supără șeful. V-am spus deja că tatălui Alexandru este plecat și bănuim că, la plecare, i-o fi spus băiatului că e deja mare și că e bărbat în casă. Iar Alexandru a înțeles taman bine, că a rămas stăpân pe moșie. Mă-și dincolo, că aici mă uit eu. Alexandru, da, am și eu voi să mă uit la un televizor. Acestea sunt motivele pentru care mama lui Alexandru s-a hotărât să apeleze la Supernanny. Raluca Iuga va încerca timp de 10 zile să-l cumințească pe băiat. Citim prima regulă dintr-un set de reguli albastre. Atunci când vrea ceva, Alex spune te rog. Când primește, spune mulțumesc. Dacă nu folosește aceste cuvinte, nu primește nimic din ceea ce dorește. Nu mă mai vreau să-mi dă o răbănoție. O să stai aici și o să stăm aici până când ai să-și cer iertare. Nu chiar niciodată. Familia Davișca locuiește în Roman, oraș aflat la 45 de kilometri de Piatra Neamț. Laura are 36 de ani. De întreținerea familiei se ocupă soțul ei, plecat la muncă, ea trebuind să aibă grijă de casă și de Alexandru. Alexandru, termină, că nu mai pot cu tine! El este Alexandru, șeful casei, și ca orice șef are și el mici defecte. Ale lui sunt că înjură, scuipă și își lovește mama. E neastâmpărat și face doar ce vrea și doar când vrea. Du-te! Alexandru este un copil foarte încăpățânat. Când îi spun să-și strângă jucărie sau să mă ajute sau să mă asculte, nu mai plece de acasă, deci începe să mă înjure, să mă scuipe, să mă amenințe, să mă vorbească urât. Nu mă mușcă! Alex, mă învinețe și mă doare! Vaco! Nu! Alex, dar mă doare, Alexandru! Să știi că... ia-o în brațe și duc acasă. Raluca Iuga are 32 de ani. A terminat în 2000 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației la Universitatea din București. Experiența și rezultatele excelente de până acum o recomandă de la sine. Ea consideră că un copil, oricât de încăpățânat ar fi, poate fi educat atunci când știi să găsești metodele potrivite. Acum ea speră să facă din Alexandru un băiat mai cu minte. Bună ziua! Raluca Iuga sunt. Laura. Îmi pare bine, Laura, îmi pare bine să te cunosc. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Hai să stăm puțin de vorbă. Ești singură acum acasă? Sunt cu Alexandru. Cu Alexandru? Hai, chiar-mă-l și pe el, te rog, să-l cunosc. Ieși afară un pic. Bună, eu sunt Raluca, hai să facem cunoștință. Îmi pare bine să te cunosc, Alex. Ce faci? Mie îmi pare bine. De ce crezi că am venit eu pe la tine? Ca să mă filmezi. Al motiv crezi că am? Nu mai știu. Îmi pare bine oricum că te-am cunoscut. Da. Și acum o să stăm doar noi două de vorbă. Să-mi spui care sunt motivele care te-au determinat să mă chem. Alexandru este foarte obraznic. Sari, îmi dă cu pumnii, mă alungă. De unde te alungă? Din casă? Din camera din lui? Casă, sau de unde? Din cameră, dacă îl supăr, pleacă și ia bicicleta și pleacă, îmi spune marș. Din câte știu, tatăl lui Alex e plecat. Da, tatăl lui Alexandru este plecat la muncă. Să înțeleg că nici tu și nici soțul tău n-ați reușit să aveți un control asupra felului în care vorbește și asupra felului în care se poartă cu voi. Exact, nu. Deci se poartă...
Ce vrea el, aia face. Oricât l-aș ierta, poate câteodată i-ai mai dat o palmă la fund. Deci începi să țipi și nu că el așa vrea să facă. Păi uite, de asta am venit aici, ca să rezolvăm împreună toate aceste probleme despre care mi-ai povestit și dacă vor apărea și altele pe parcurs, le vom lua ușor și le vom rezolva și pe acele. Mulțumesc! Încă de la începutul primei zile de observație apar problemele, cele cauzate de meniu. Nu știm dacă Laura este o bună gospodină, dar sigur este faptul că ea nu și-a cucerit încă băiatul cu borșul moldovenesc. Nu vreau borș. Vreau ou. O guriță. Nu, niciuna. Mamă, dar nu îți poți să mănânci numai ou. Nu vreau. Alex? Nu vreau. Nu vreau borș. Ca să știi. Alexandru, vine cu aia. Nu vreau, nu. Nu vreau borș. Nu. Nu vreau. Hai, Alexandru, dar te rog frumos, gata. Nu mănânc, nu. Mă duc în drum. Îl lași să se ducă acum? Îl lăs să se calmeze, pe după aia îl chem. Să spunem că pentru moment Alexandru se calmează. Sau poate i s-a făcut omului foame de-a binele. Și cum femeia s-a conformat, mai lasă și băiatul de la el. Dar nu mult. Hai ca să mănânci. Da, dacă mi-ai dat tu. Uite, am făcut, haide. Dar nu se încurcă cu te rog, cu mulțumesc. El în vocabular nu are te rog frumos, mulțumesc. Din farfurie în cameră. De ce nu mănânci aici? Vreau la televizor. Bine, hai să te duc la televizor. Cam multe condiții. Cam multe și respectate în totalitate de mamă. Că mai bine cedezi fără luptă decât să ai dita mai scandalul în casă. E bine așa? Mhm. Eu ies afară. Mhm. Doar băieții să rămână atâta. Dar ce au băieții? Ce ai cu fetele? Nu vreau. Și în categoria asta au inclus și pe mama? Da. Și de regulă așa se poartă băieții cu fetele, așa cum te porți tu cu mama? Da. Fetele ar trebui să fie... Sclavii. Unde ai învățat-o lucrul ăsta? De unde? Bine, știu. Ți-a venit ție așa o idee? Da, da. Și chiar trebuie să fie. Dar de ce trebuie să fie? Așa. Cu toate fetele să ai urite. Prin felul în care se poartă, mama nu face altceva decât să-i demonstreze băiatului că modul lui de gândire este unul corect. El dă ordinele, mama le execută. Mami, am terminat din mâncare. Să mergem... Să strângem jucăriile. Nu, marș! Marș! Alexandru, da? Tu te-ai jucat cu el și ai împrăștiat cu toți copiii. Hai să luăm copiii acasă. Nu, marș! Hai, nu, acum! Marș. Ne jucăm! Alex, hai să ne jucăm! Nu! Alexandru, calmează-te, că nu mai pot! Alexandru! Nu! Marș! Intră în casă! De intrat, a intrat Alexandru în casă, dar asta nu rezolvă problema. Din contră, nu a făcut altceva decât să mute circul în casă, unde furia băiatului este și mai mare. Hai să vorbim civilizat frumos amândoi. Hai, te rog frumos, hai, termină. Alexandru! Alexandru! Dă drumul la... Nu, că vreau să am dință! Nu-ți mai cumpăr nimic! Și mă doare în cur! Și te mai duc nicăieri! Mă doare în cur! Marș din camera mea, asta e camera mea! Marș! Marș! Gata. Nu mai! Marș! Nu mai am nevoie de tine, decât un copil așa mai bine singur! Fără zis! A fost o criză foarte, foarte puternică. Da, nu-i prima care o face. El vrea să stea așa zi și noapte numai la copii. Ăsta e motivul crizei. L-ai pus să strângă jucăriile și a imaginat că pierde vremea strângându-le și că n-ajunge la copii și de asta a reacționat așa. Eu nu pot să le iau de la copii. Trebuie să-l lăs până când vrea el. Alex nu știe ce să facă cu toată furia acumulată. Să arunce obiectele și să-și lovească mama sunt cele mai la îndemână reacții. Iar amenințarea mamei nu și avea locul și rostul în mijlocul unei astfel de crize. Chiar dacă este în vacanță, Alexandru are teme peste vară. Dar a-i aminti băiatului despre ele poate deveni un lucru riscant. Jumătate de oră facem teme și după aia fac. Nu vreau! Nu mă o problemă facem, o singură foaie facem, Alexandru. Nici gând! Tu mi nu mă faci! Hai un pic lângă mine, hai să vorbim amândoi. Nu vreau! Da-o! Așa, pui, da, îți dau mingea. Yes. Îți dau mingea. Alex, nu rupi! Ba da! Dă-mi-o! Dă-mi caietul. Dă-mi-o! Nu! Rupe-l, cumpăr altul. Așa, așa.
Uite, că am eu alt pix, uite. Uite, vezi, l-am reparat, pentru că l-ai stricat tu și eu l-am reparat. Eu l-am stricat. Și scriem cu el. Zic că tatica e un iubit secret. Ca să zic minciun ca să vină acasă tibată. Așa e frumos? Da. Uite, dar numai două foi. Adarea care le-am început. Alida nu mai arunca, gata. Nu. Chiar îl dau. Dă mingea. Nu. Jaspă. Nu te dau. Na. Îi dau telefonul tatii. Așa. Și îi spun ceea ce faci. Îți pare bine că l-ai stricat? Hei, ia să-l dai mingea. Alexandru, doare, Alexandru, doare. Dai drumul că nu mai pot. Dai drumul că se rupe degetul. Aha, l-am închis. Nu convingi un copil să facă ceea ce trebuie dacă ești inconsecvent în atitudine. Ori mama exact acest lucru îl face. Îl roagă mai întâi, îl amenință, încearcă să-l mituiască, face apel la autoritatea tatălui. Nu-i lasă nicio clipă băiatului impresia că refuzul de a-și face temele și violența cu care o tratează vor avea urmări neplăcute pentru el. Dacă ar fi după el, Alexandru ar fi tot timpul la joacă și când se întâmplă ca mama să se opună dorinței băiatului, ea are mereu de suferit. Nu ai voie să nu fac altă, Alexandru, gata. Hai, stai. Alexandru! Alex! Alex! Da, Alex! Alexandru! Înțeleg, Alexandru e un loc rupt și nu am dat să-ți copăr. Nu! Hai cu mine să o ducem la locul ei, hai! Nu la locul ei, la băieți! Nu pleci la niciun băiat, Alexandru! Alexandru, nu pleci! Bă, da! Alexandru, gata! Alex! Dar nu mă mai fișca, Alexandru, că nu mai pot! Ba, plec! Prostul! Pleacă de aici! Pleacă! Nu! Nu plec! Prasto! Mă dau să-mi curgi, ia! De data aceasta, Laura a reușit să-l oprească pe băiat, dar nu se poate vorbi despre o victorie a mamei pentru că Alexandru știe cum să se răzbune pentru nedreptatea care i s-a făcut. Alexandru, uite, l-am adus cu Cosmin. Ai vrut să joci cu colegul tău de clasă? Mă doare în curgi el! E un prost! Alexandru, el este un copil cu minte, ai văzut cât este bunite? Da, și mă dori cu el, da, peste 2 ani. Nu te ascult, bla 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 bla. Bine, atunci mă duc să mă joc eu cu Cosmin. Iar tu ai să rămâi singur. Nu mă interesează. Fraiero. Marș, la măta. Hai, Cosmin. Marș, am sus. Gata, eu le-am Cosmin și am plecat. Pa, fraiera. Satolo. Jaspa proasta. Copiii trebuie să-și exprime sentimentele și să discute cu părinții despre ele pentru a evita acumularea de tensiuni și conflictele. Există însă o condiție principală. Exteriorizezi ceea ce simți fără a face rău celor din jur. Tocmai acest aspect îi scapă din vedere mamei lui Alex. Îl lasă pe băiat să se poarte violent atunci când nu e de acord cu restricțiile ori cu propunerile ei. Cea de-a treia zi de observație începe cu o temeinică distracție pusă la cale de Alexandru și de prietenii lui. Distracție din care stăpânul casei iese șifonat. Frege mama, hai, gata, uite cât face mama cât freacă, da, uite așa, și gata, vezi ce repede strece. Madalina o să-și ceară scuze, dar nu le întrebi cum a început, cine a început, ce s-a întâmplat, de fapt. Ia-ți-a cu gardea în cap, e broantă.
Și tu ai greșit și au greșit. Hai cu mămica, hai. Nu, mama, eu cu frata. Mămica, dar stai la alți copii, mama. Hai cu mama. Alexu, hai, hai. Da, uite, păi Denisa, păi băiețelul celălalt. Hai, hai cu mine, hai, gata, hai. Hai ca să-i joci copilașii, hai. Nu mai vreau, mă doar. Hai, nu mai. Plecați acasă. Dar cu niciun copilaș nu vrei să te mai joci? Nu, nu mai! Ai înțeles? Nu! Nu mai! Pa, Alex! Pa! Alex își joacă foarte bine rolul de victimă. Știe că în felul acesta o păcălește pe mamă și îi distrage atenția de la rezolvarea conflictului. Teoretic, băiatul ar trebui să fie sprijinul mamei sale, adică să o ajute la nevoie. Haideți să vedem cu ce se alege Laura când îi cere asta lui Alexandru. Uite și tu un pic, e mizerie, hai să strângem. Uite, hai că strângem amândoi. Nu mă mușca, Alexandru, te rog frumos. Înțelegi, Alexandru? Alex? Nu vreau. Băi, ce faci cu ăla? Alex? Alex, ce faci? Dă-l în face. Alex, te tai. Nu. Alex, mă lovești. Alexandru, te rog frumos. Alex, dă-mi cuțitul. Nu. Alexandru? Alex, te tai, te lovești tu. Nu. Alex, dă-i drumul. Na-a, na. Alex, te rog frumos, că ăsta nu-i de jucat. Pleacă de aici. Da, nu. Du-te de aici. Pleacă, te rog frumos, du-te de aici. Că ăsta n-ai voie să te joci cu el. Da, da, cuțetul, trebuie să mai dau. Nu-ți dau cuțetul, cuțetul nu-i de jucat cu el. Poți să te tai? Poți să mă tai și pe mine? Nu e o jucărie, cuțetul, ca să poți să te joci cu ea. Nu? Alexandru? Alexandru? Du-te de aici. Îngrijorător este că mama nu a găsit până acum nicio modalitate să se impună în fața lui Alexandru, care în continuare face ce vrea. Și acum ce faci? Iar îl lași să se liniștească? Da, trebuie să-l las, că eu nu pot să mă descurc cu el așa. Dar de ce nu i-ai luat jucăriile din primul moment în care ai văzut că începe să dea cu ele în tine? Dacă le iau și le ascund, tot le găsești, doar dacă le arunc. Alexandru, uite un pic, așteaptă un pic. Tot circul ăsta pornind de la niște jucării care trebuiau strânse. Păi da, chiar niciodată nu știu niște jucările. Lui Alex îi face plăcere să-și amenințe și să-și chinuie mama pentru că reacțiile ei de apărare sau de fugă îl distrează. Dacă la aceasta adăugăm și permisiunea de a pleca cu bicicleta, e de înțeles de ce băiatul nu renunță la comportamentul violent. Și ca să înțelegeți și mai bine cum stau lucrurile în familia Davișca, ia priviți, domnule, atitudine de bărbat în casă. Ești pe de aici. Nu mă duc dincolo, da? Da, m-aș. Asta e televizorul tău sau cum? E meu. Am dus Ameri. Și ăsta și celălalt? Da. Adică l-ai cumpărat tu sau cum? Tata l-a cumpărat și el o făcea făcut masio. Cedările mamei în fața condițiilor impuse de Alex au devenit obișnuință. Chiar dacă e prea obosită pentru a face față unei noi confruntări, ea n-ar trebui să renunțe la a-l pedepsi pe băiat. Până mâine, acesta va uita incidentul și măsurile, oricare ar fi ele, nu vor mai avea nicio valoare. Te uiți la mine ca să stăm de vorbă, te liniștești. Nu mă liniștesc, dacă la rândul mă... Nu mai vreau să ne dau răbunat! A venit momentul în care Super Nanny încearcă să aducă liniștea în familia Davișca, dar înainte de a impune noile reguli, Raluca îi spune mamei ce a observat în primele 3 zile. Primul lucru pe care l-am observat este acela că Alex și-a construit un model de a relaționa cu tine. Convingerea lui este că între fete și băieți există o diferență semnificativă. Fetele sunt un fel de sclave așa ale băieților și este suficient ca un băiat să spună ceva și fata să se supună. Care este de fapt problema? Că tu, prin comportamentul tău, îi întărești lui această convingere. Pentru că în momentul în care el vrea ceva, e suficient să-ți spună că vrea, nu e vorba de te rog frumos, nu e vorba de aș vrea și tu, în secunda 2, te conformezi. De ce faci lucrurile astea? A spus vreodată în viața lui, te rog? Nu cred, nu... Nici nu s-a pus problema vreodată că el ar putea să-și ceară ție anumite lucruri folosind un alt ton și alte cuvinte. Este regula de bază
a unei relații bazate pe respect. Nici nu i-am zis niciodată. Nu i-am zis, pentru că chiar dacă i-aș fi spus, l-a reacționat la fel. Deci nu, pentru el cuvântul te rog... N-ai de unde să știi care sunt reacțiile lui dacă nu încerci și mai ales dacă nu ești perseverentă în ceea ce îi ceri. Și am să-ți spun de ce. Atunci când îi ceri să facă un lucru, treci așa prin diferite faze. Începi prin a-l ruga, prin a încerca să-i stârnești mila, după aceea treci la amenințări, dar tu nu iei absolut nicio măsură, nu acționezi absolut deloc. Eu oricum trebuie să-i fac, pentru că dacă nu-i fac, după aia începe cu scandalul și cu aruncat în mine. Ți-e frică de el, de fapt. Faci apel la un sentiment pe care el nu-l are în momentul ăsta față de tine. Nu este o cale care dă rezultate în cazul lui. Și atunci încerci altceva. I-ai spus, cred că o jumătate de oră, i-ai tot spus mă doare, mă doare, mă doare, mă doare, și cu cât tu îi spuneai mai mult că suferi, cu atât se bucura el mai tare. Asta este, de fapt, singura lui distracție. Să te chinuiască pe tine. Știu, da. Bun, sper că ți-ai dat seama de greșelile pe care le făceai. Unele dintre ele le făceai ca să eviți niște conflicte, iar de altele bănuiesc că nu-ți dădeai seama, le făceai fără să te gândești. Începând de mâine o să intre în vigoare noile reguli ale casei și important este să fii puternică, pentru că nu va fi ușor. Sigur. Mama a înțeles și a acceptat că pentru a recăpăta controlul asupra lui Alex, esențial este să nu mai tolereze violența de limbaj și de atitudinea băiatului. Super Nanny se pregătește să intre în acțiune. Urmează ca ea să comunice familiei noile reguli, dar înainte de asta, Raluca vrea să-l motiveze cât mai bine pe Alexandru. În primul rând, am adus... glob pământesc. Și am să spun pe scurt o poveste care a început acum 15 ani, când globul pământesc era atacat de forțele răului. Și atunci o echipă grozavă de... 3 băieți și 2 fete s-au gândit să salveze pământul. Și au venit cu un aparat special de făcut fotografii și au fotografiat casa în care cine locuiește? Eu. Împreună cu? Mama. Și așa cum gardienii puterii apără pământul de forțele răului, tot așa și Alex se poate dovedi suficient de puternic să apere casa în care locuiește și să o apere pe mama lui. Ca să reușești să faci toate lucrurile acestea frumoase și să nu le trădezi încrederea, ei ți-au trimis și un set de reguli pe care tu trebuie să le respecti. Citim prima regulă dintr-un set de reguli albastre. Atunci când vrea ceva, Alex spune te rog. Când primește, spune mulțumesc. Dacă nu folosește aceste cuvinte, nu primește nimic din ceea ce dorește. Cuvintele urâte, jignitoare și amenințările sunt interzise. Dacă le mai folosește, va sta 8 minute pe unul dintre scaunele acelea galbene, pe care o să-l numim scaunul copilului lipsit de putere. Televizoarele aparțin familiei, nu doar lui Alex. Mama are dreptul să se uite la televizorul la care dorește și pe ce post dorește. Dacă nu-i respectă acest drept, Alex nu va mai avea voie să se uite la televizor 2 zile. Dacă Alex își mai lovește mama, aceasta nu-i va mai vorbi până când băiatul nu-și va cere iertare. Timpul dintre lovituri și iertare va fi petrecut pe scaunul copilului lipsit de putere. Alex iese cu bicicleta afară din curte doar după ce îi cere voie mamei. Dacă nu respectă regula, bicicleta îi va fi confiscată 3 zile. În fiecare zi, Alex va lucra o jumătate de oră pe caietul de vacanță. Dacă nu respectă regula, în acea zi nu va avea voie nici să se uite la televizor, nici să se plimbe cu bicicleta. Regulile referitoare la comportamentul civilizat se aplică și atunci când este vorba de relația lui Alex cu copiii și cu prietenii de joacă. Știu. Da? Mă bucur că știi toate lucrurile acestea, pentru că respectarea regulilor se răsplătește. Fiecare biluță din asta reprezintă o forță mistică, o forță de a gardienilor pământului.
ori de câte ori faci o faptă bună, mama o să-ți ia de aici o biluță din asta de forță, o forță mistică, și o să o pună în bolul tău și ăsta o să fie bolul tău cu forțe. Ori de câte ori nu respecti regulile și faci o faptă rea, mama o să ia de aici o forță din asta, dar asta este forța dușmanilor tăi, că n-ai avut putere. Și o să o pună aici, în bolul lor. Și după primele 3 zile, numărăm să vedem câte forțe a strâns Alex, câte forțe au strâns inamicii lui. Dacă tu ai mai multe forțe decât inamicii, Power Ranger și se gândesc să te recompenseze cu o revistă în care o să-ți spună mai multe lucruri despre ei. După ce trec și cele 3 zile pe care o să le petreci fără mine, din nou numărăm câte forțe ai tu, câte forțe au ei, și de data aceasta răsplata este cureaua mistică a gardienilor pământului. Dar este o curea pentru care tu trebuie să lupți și să dovedești că ai putere și că îți respecti mama în primul și în primul rând. Acum urmează regulile pentru tine, Laura, pentru că ai și tu niște reguli. Așa, prima regulă. Fii fermă și vorbește-i de pe poziția adultului părinte care are drepturi în casa în care locuiește și pe care o întreține. Verifică întotdeauna întâmplările pe care ți le povestește legate de relația lui cu ceilalți copii și asigură-te că nu este el vinovatul în cazul unui conflict. Acestea au fost regulile pentru tine, Laura. Știți deja că lui Alexandru nu-i plac ciorbele, dar care este adevărata lui părere despre acest fel de mâncare, aflăm chiar la începutul primei zile de intervenție. Nu ți este foame? Ce de mâncare? Cu ciorbă. Nu vreau, că e scârboasă. Fă-mi brânză cu smântână. Bine. Nu-ți place ciorba? Nu-mi place. E scârboasă. Faptul că ție nu-ți place nu înseamnă că e scârboasă. Uite, mamei îi place. Ia o să-și da, spună... Dar cum mai văd că nu mă... Poate eu acum, mai văd vreodată Alex, că mănâncă ciorbă. Alex, eu sparg. Acum vorbești cu mine. Și atunci când vorbești cu mine, nu ridici vocea. Ai înțeles? Da sau nu te întreb? Căcatul ăla de mâncare. Ai înțeles? Da sau nu te întreb? Nu. Perfect. Nu. În cazul ăsta, tu te duci, îți pui ție de mâncare, iar pentru cuvintele urâte pe care ți le-a adresat, va sta, așa cum am stabilit, pe scaunul galben 8 minute. Da? Dacă m-a prins? Tu-ți vezi de treburi în curte, în momentul în care va veni în curte, ai să-l iei și ai să-l duci acolo. Da? Hai! Se pare că Alexandru nu a înțeles încă ce e cu supernenii prin curtea lui, dar cu puțină perseverență din partea Lucăi, băiatul începe să priceapă care va fi schema în cel puțin următoarele 3 zile. Vrei sau nu vrei, 8 minute, acolo vei merge în casă, vei sta pe scaunul galben, asta după care o să-ți ceri iertare de la mama pentru felul în care ai vorbit. Da. Hai, în casă. Hai, Laura. E, păi ce credeți, că nu-l aduce supernenii pe băiat la adevăr? Ia uitați-l ce bine ișea de lui acum pe scaunel, dragul de el. Și în timp ce stai aici, îți aduce aminte tot ce s-a întâmplat acolo afară. Ca să știi bine, bine... Da, știu, deja și nu mai mi-aduc. Ca să știi bine, bine, pentru ce trebuie să-ți ceri iertare. Ne vedem peste 8 minute. Dar stați, fraților, că nu e atât de ușor. Ce v-ați spus? Vine supernenii și țac, pac, în 2 minute l-a potolit pe Năzdrăvan. Nu, nu-i chiar așa. Sunt lupte grele de dat și de aceea Raluca nu are de gând să dea înapoi niciun pas. Nu vreau să stau pe scaun, că e de bebeluș. Tocmai asta este și ideea. Laura, pe scaunul ăsta tu ai dat niște bani. Te gândești la ce poate face el prin curte să te ajute ca să-și plătească scaunul pe care l-a rupt. Primul refuz înseamnă o jucărie confiscată. Mă doare în de jucării. Dacă vrei să rămâi fără ele, o să rămâi fără ele. Tu hotărăști. Trebuie să te gândești foarte bine. Ești mare de acum și trebuie să înveți să mă ajuți. Și acum revenim la ce aveam de făcut. Te duci acolo și ne vedem după alte 8 minute. Nu, altfel vă bat. Poftim. Vă bat, eu mă dau cu Renu. Renul rămâne aici și o singură amenințare de felul ăsta înseamnă că rămâi fără el. Alex, jucăriile... Nu, ăla nu mi-l aruncă. Nu, te uiți la mine ca să stăm de vorbă, te liniștești. Nu mă liniștesc, dacă îl arunc, o bat. Te uiți la mine... Alex! Lasă-l. Te uiți la mine, știu că ții mult la Renul ăla. Da.
asta nu-l las. Știu, știu că ții mult la el și tocmai de asta trebuie să-l folosești ca să te joci cu el și să-l mângâi, nu ca să-l lovești pe mamă cu el. Dacă îl atingi vreun pic, ești moartă. Alex, moarți ești. Dacă tu nu mai ameninți pe mama cu renul ăsta, renul să rămână al tău, tocmai pentru că ții așa de mult la el. Da? Și acum, își ceri iertare pentru amenințarea pe care i-ai făcut-o mai devreme. Scuze, și atâta. Da, te uiți la mama, ia vină cu acea Laura. Ai puțin răbdare. Te așezi și tu ca să te vadă. Gata. Gata, în secunda asta te duci acolo. Nu stau. Și gândește-te, Alex, că ai să-ți petreci. Nu. Ai să-ți petreci toată ziua aici. Și bolul ăsta o să se umple de forțe de astea. Și la revedere, revistă. La revedere, centură de la Power Rangers. Corpul mini. Stai cele 8 minute aici și îți ceri iertare. Nu, nici 8 minute, nici nu ceri iertare. Și pentru fiecare lucru pe care îl arunci, ți se va confisca o jucărie. Bun. Deci, 1. Asta nici gând. Și uite așa, cu o ușă trântită, băiatul rezolvă problema, dar desigur este doar o rezolvare temporară, care ar fi mers altădată, dar nu și în prezența lui Super Nanny. Gata, bicicleta 3 zile, iei bicicleta și o aduci undeva unde să o poți încuia 3 zile. Din astea nu s-au mai întâmplat de mult la Super Nanny, așa că nu plecați din fața televizorului, vine partea cea mai interesantă, interesantă pentru voi, cei de acasă. Hai cu mami. Nu mai degrabă îmi dai degetile. Hai cu mine, Alexandru, dar... Alec, mă învinețești și mă doare. Vaco! Nu! Alec, dar mă doare, Alexandru! Să știi că... Ia-o în brațe și te duc acasă. Nu, așa... Hai, în brațe. Așa hai, de mâncare. Nu. Uite așa. Nu vreau! Nu vreau, vreau! Laura, dacă rupe regulile, ele tot vor exista. Deci nu contează că ele sunt sau nu sunt pe perete. Chiar dacă le rup, eu o să ascult de toate regulile. Dacă nu o tine liniște. Trebuie care-s gunoroi când plouă. Deci nu contează, gunoroi. Nu contează ce le face. Chiar dacă tu ai să le rupi sau ai să le murdărești. Acum, gândește-te foarte bine. Le iei frumos cu calm, cu calm, cu calm. Stai aici. Să-ți dai doar tata cu mine, atunci. Alex, eu înțeleg că ți-e dor de tata. Vreau să vin acasă, m-a săturat de ea. Alexandru, deci, gata. Tu mă asculti, uite-te un pic la mine. Te ascult. Hai, Alexandru. O să vorbim cu tata la telefon și o să vin acasă și o să stea cu tine, să joace cu tine. Tu trebuie să asculti și să ai grijă de mama, Alex, ca ea să aibă putere. Și tata să fie acolo liniștit, că dacă mama îi spune, Alex, dacă mama îi spune că ea e tristă aici și că tu nu asculți și că îi faci lucruri din astea urâte, tata n-are cum să fie liniștit acolo și nu e nici el fericit. Ce făceai tu cu tata, Alex? Mă juca. Cum te jucai cu el? Ai povestești cum ai fost la pescuit cu tate? Mi-a promis că mergi, dar n-am mers. Păi când o să vină, nu știu, când o să vină, la sfârșitul lunii, sau când o să vină tate, o să mergi la pescuit. Ți-o promis că mergi. Când o să vină, o să mergem. În primul rând.
Hai să mai vedem cum îi cer iertare mamei. Pentru... Te rog frumos să mă ierți pentru, pentru tot ce am făcut. Promiți că nu o să mă mai da. Bat? Deci nu. Important este că și-a cerut iertare și mi-a spus că nu a făcut-o până acum. Nu, nu. Iertare nu își cere. Uite, acum și-a cerut iertare și a demonstrat că e curajos și că e puternic. Pentru că dacă își cer iertare înseamnă că și recunoști greșeala, Alex. Acum că am aflat aceste lucruri, se cam schimbă situația. Alexandru, pe lângă cineva care să-l țină în frâu, are nevoie și de înțelegere, pentru că atunci când o are, el poate fi un băiat ascultător. L-am îndrânat scaunul. L-ai rupt de tot, adică, sau ce? Nu, l-am reparat. Ia, hai să mergem să vedem. Te ține, te ține? Da. L-ai muncit mult? Da. Ți-ai reparat greșeala, ai încercat, de fapt, să-ți repar greșeala? Da, da, stă. Ceea ce văd, văd. Dar nu stă prea bine. Eu sper să nu mai fie nevoie să mai stai aici pe el. Adică să mai vorbești urât sau să mai lovești, da? Da. Asta e un lucru foarte acum, bun, Alex. Acum nu trebuie să-mi ajut la treburi, nu? Și-mi dau șcăriile. Păi, tu ce... Dacă rog frumos. Tu ce părere ai? Tu ce crezi? Tu aici ai făcut un lucru extraordinar, pentru care Laura merită. Merită o bulină, o mingiuță. Tot albastră. De forță. Tot albastră o să fie. Ești de acord, Laura, să pună el? E foarte bine. Hai! Bravo! Alexandru a făcut un pas mare către propria lui schimbare, însă lucrurile nu se pot îmbunătăți dintr-o dată și astfel, încă de la începutul celei de-a doua zi de intervenție, este nevoie din nou de super nenii. Mai muțoailor! Veniți încoace. Ia acasă. Alexandru, nu, te rog frumos, să nu mai țipi, da? Tare. Explică-mi, da. Zim și mie ce s-a întâmplat, dar fără să țipi. Alex, fără să țipi, ca mama să înțeleagă. Nu mă dau cu capul. Dar cum s-a întâmplat? Alex, uite-te puțin la mine. În primul rând, nu țipi. Povestește ce s-a întâmplat, fără să jignești. Mă jucam cu mingea cu zeci de Iza, mă dat acasă, o băgat de mine. Mă dat cu capul da, de pereti. Da, te-a dat cu capul de pereti. Dar nu a vrut să te dea. Madalina! S-a întâmplat, deci nu a vrut, nu a făcut-o intenționat, Alexandru. Așa, acum Denisa o să-și ceară scuze de la Alex. Da. Degeaba, ce decât să mă doare? Da, bine, te doare, dar a fost un accident, Alex. Și acum Denisa o să-și ceară scuze, să vezi cât de frumos este când cineva își cere iertare, ia, Alex. Ia, nu faci o greșeală. Te rog frumos să mă ierți. Nu, cum mă doare prea tare, poate spărgea în capul, da, nu iert. Nu ți-l-a spart, nu ți-l-a spart, Alex. Vreau să-mi spargă jumătării, dar nu o iert. Nici în 2000 de ani nu o iert. Cum te-ai fi simțit ca tu să mergi să ceri scuze de la Madalina și Madalina să nu ți le accepte? În momentul ăsta, copiii pleacă acasă. Au venit împreună, au vrut să se joace frumos cu tine, pleacă împreună. Vrei să plece toți copiii sau accepti scuzele Denise și vă jucați? Nu le accept. Vrei în cazul ăsta, da? Copiii merg acasă. Nu fac nicio temă! Mă cac în gura ta. Eu. Foarte frumos din partea ta. Ești proastă la fel de cam a ta. Alexandru s-a hotărât. Nu mai are nevoie de prieteni, adică, teoretic, ar avea timp mai mult pentru temele de vacanță. După cum am spus, teoretic. Nu mai vreau să mai fac nici mâini, nici să spun mâini, nici poi mâini. Exact în ziua în care o să accepte să-și facă jumătatea de oră de teme, atunci va avea voie și la televizor, Laura. Până atunci, nu. Nu fac nicio temă! E hotărârea ta. Gătim sproști, că respectă toate regulile. Mai degrabă să câștigi întunericul decât cei buni. Ei câștigă oricum, indiferent de cine vrei tu să câștige. Și le mai stau. Gata. Nu ieși din camera asta până când nu o să-și ceri iertare. Deci aici stai până mâine dimineață. Mă doare în cur.
Nu-l las să iasă din camera asta. Din casă, deci, până când nu-și cer iertare. Dacă încerc scuze, mă las să-l chem pe băiatul ăla. Faci jumătatea de oră de lecții. Și după aceea... Mă ajută-mi! Ai cerut ajutor și mama nu te-a ajutat? Te potolești să stăm de vorbă? Eu te-am ajutat. Nu fie ale grele, nu fie ale uzoare. Te potolești ca să putem să stăm de vorbă? E doar o margine, fac atâta. Te potolești ca să stăm de vorbă? În primul rând îți ceri iertare de la mama pe un ton frumos, așa cum trebuie. Cer sau nu cer? Număr până la 5. Numai dacă număr până la 20. 1. 20. 2. Te rog frumos să mă ierți pentru tot ce am făcut. Se acceptă scuzele, Laura? Se acceptă. Următorul pas este jumătatea de oră de te. Mama îți pregătește caietul. Da, eu nu mă ajut. Îți aduce și pix. Dacă știi să ceri frumos ajutorul, eu cred că nu ți-l refuză. Te rog frumos mă ajut. Sigur că te ajut, pentru că eu tot timpul te-am ajutat. Dar să fie ușoare, nu grele. Din cele ușoare. O să faci de unde ai rămas. Îți aduce caietul și discutăm la fața locului. E, așa mai merge. Vedeți cum e la Superneni? Ca la matematica pe care o învățați în clasa 7. Minus cu minus dă plus. Bilă albă pentru Alexandru. A trecut jumătatea de oră. Te-ai ținut de promisiune. Acum ești liber să te joci. Închizi frumos și pixul și caietul. Le pui acolo în dulap și de acolo o să le iei mâine. Cum a fost? Bine. Și pentru că a fost așa de bine, mama o să te recompenseze acolo, da? Să pun eu, mami. Bine. Pentru faptul că te-ai ținut de treabă și pentru tot circul de dinainte de teme, din păcate, o să fie o putere și la inamicul tău, la dușman, aici, în bolul ăla. Da, una din aia. La el acolo în bol. Una singură, doi, Andrei. Aha. Până aha. Acum. Cea de-a treia zi de intervenție începe din nou cu Alexandru, care își dă în petec. Dragi copii, voi să nu vă luați după el și să vorbiți așa cu mamele voastre, că s-ar putea să o pățiți. Mami, vreau bicicleta. Bicicleta este confiscată, 3 zile. Prostă. Lași castraveții aici. Îl iei și mergem în casă să discutăm și despre lovitură și despre cuvinte. Nu, eu merg. Pentru asta, încă o jucărie confiscată și mă gândesc la minge. Având-o pe Superneni alături, mama prinde curaj și astfel dictatura lui Alexandru, care se crede cel mare, este în declin. În primul rând, îți ceri iertare pentru ce ai făcut. Dacă nu-ți ceri iertare, o luăm de la capăt exact ca și ieri. Nu cer. Adică o să stai aici până mâine și bicicleta n-ai să mai vezi. Nu. E problema ta atunci. Aici stăm până când o să faci ce ți se spune. Nu vreau! Este chiar problema ta și acum, pentru tot ce s-a întâmplat în curte, pentru cuvinte urâte, o forță la dușmanii lui, pentru cuvinte urâte și încă una pentru lovituri. Și acum ai încă una? Aproape egalitate. Le cer scuze, gata! Nu le cer pe tonul ăsta și fără gata la sfârșit. Te rog frumos, mi-ai ales pentru tot ce am făcut. Adică? Că te-am ajutat și când am cerut bicicleta. Nu trebuie să-și ceri iertare pentru că ai cerut bicicleta. Dar eu o vreau. Da, o vrei și mama știe că o vrei și ai să o primești mâine, așa cum s-a stabilit. Și acum vreau să aud cum îți ceri iertare de la mama, frumos și fără alte comentarii după. Îmi cer scuze, dar să plecați afară. Nu pe tonul ăsta și nu te uiți la mine, îți cer scuze de la mama și fără o altă adăugare după. O să plecăm afară de aici din cameră când considerăm noi că este cazul. Vreau frumos să ierți pentru ce am făcut și te-am înjurat. Îl ierți sau nu-l ierți? Îl iert, dacă nu o să mai facă. Ce să facă și mama lui Alexandru? Îl iartă, că doar e al ei. Superneni știe că băiatul este greu de strunit, așa că apelează la puterea exemplului. Vă mai amintiți pe Grațiela, nu? Păi e vecina lui Alexandru. Raluca, ce mai faci tu? Bună, bună! Ce mai? Bună! Ce faci? Bine, Raluca! Nu te-am mai văzut de mult. De mult. Uite, grații! Grații! Hai, curaj! Alex. Te-am venit și cu Alex. Ce faci? Bine. Mi-a spus că te știe și mi-a spus că te-a văzut și la televizor, la emisiune. Și m-am gândit să-l aduc pe la tine și să-i arăți sirenele tale și să-ți povestească și Alex ce s-a întâmplat până astăzi la el acasă, cu bune și cu rele, că acum sunt la el.
Isteață Superneni, nu-i așa? Adică șmecheră. Șmecheră în sensul bun, dar Raluca este de înțeles. Ea a cumințit-o și pe Grațiela, așa că are dreptul să se folosească de asta. Fiecare bulin înseamnă faptă bună, Alex. Da. Hai să mergem să ne așezăm un pic și să ne îi povestească Grații ce fapte bune a făcut și să-i povestească după aceea și Alex. Da, da, da. Aveți de povestit, de vorbit. Vino încoace Grații mai lângă mine, așa. Hai și uite, povestește lui Alex ce fapte bune ai făcut. Cum ai reușit tu să umpli toată sirena de solzișori? Când mă trezesc, mă spăl pe față, pe dinți, mă îmbrac și după aia mă pepton și tot așa în fiecare zi și am umplut-o. Bravo! Și de dormit? Am dormit singurică. Singură, singurică, bravo! Și la bunica ai mai țipat? Nu, da. Nu mai țip niciodată. Și nu mai zic cuvântul ăla, vreau. Dar cu ce l-ai înlocuit? Cu te rog. Auzi, uite, și Grațiela zicea vreau și l-a reușit să-l înlocuiască cu te rog. Și acum o să mă întorc cu Alex că e hotărât să facă fapte bune. Da. Hai! Mai e puțin până ce Superneni va părăsi familia Davișca pentru 3 zile. Înainte însă, Raluca se asigură că mama primește ultimele sfaturi. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să nu mai manifesti niciun fel de toleranță față de violență. L-ai așezat pe scaunel, 8 minute stă acolo, după care își cere iertare. Da? Trebuie să fii foarte fermă și foarte autoritară și să-i dai de înțeles că nu are nicio portiță de scăpare. Eu sper că o să reușesc, chiar dacă o să înceapă să plângă, am să încerc să fiu un pic mai dură și mai severă. Așa, nu te lași impresionată, da? Am să-ți dau de rezolvat o temă, o sarcină. Am văzut că în momentul în care am început să vorbim despre tatăl lui, a refuzat să vorbească. Sunt niște amintiri care îl dor și probabil e și dorul foarte mare, numai că nu e bine să-și reprime sentimentele astea, e foarte bine să le dea frâu liber. Și de asta m-am gândit că ar fi util ca împreună să compuneți o scrisoare pentru el și să o scrie Alex, în care el să-i povestească, folosind cuvintele lui, cum crede el că s-a schimbat în zilele astea. Da, da. Și acum o să-l chemăm, să-mi iau la revedere și de la el și să numărăm bilele lui de forță și bilele adversarului, să vedem dacă merită sau nu merită revista, că așa a rămas stabilit. După ce trec cele 3 zile, numărăm, să vedem. Hai, mergi tu și cheamă, te rog. Raluca știe că misiunea Laurei este una foarte grea și de aceea Superneni vrea să se asigure că Alexandru promite că va fi cu minte. Și ce vreau eu de la tine? Vreau să respecti toate regulile și să-i demonstrezi mamei că ești un băiat puternic. O să încerci să faci toate lucrurile astea? Mergem să numărăm bilele tale, bilele inamicului și să vedem dacă ai tu mai multe. Când mă uit pe reviste. Dacă ai tu mai multe, în seara asta te uiți pe revistă. Hai să le numărăm. A venit momentul ca Superneni să plece, dar înainte de asta ea face bilanțul de până acum al luptei lui Alexandru cu forțele răului. La rău am 3 și la mine am 4. Și la tine 4 sunt. Mai multe sunt la tine, asta înseamnă că tu ai câștigat de data aceasta. Bravo! Așa, le pui la loc acolo și așa cum am promis, asta înseamnă... Și centura? Revista, centura... Când vin data viitoare, după cele 3 zile, da? Da. Bine, haide, pa! Pa! Îți simt pumnii, succes. Mulțumesc. Și sper să meargă totul foarte bine. Și doar de tine depinde, da? Bine, la revedere, la revedere! Mama știe de acum că fermitatea, hotărârea și consecvența sunt elementele prin care poate controla comportamentul lui Alex. Esențial este să nu se mai teamă de reacțiile băiatului și să pună în practică deciziile pe care ea le consideră corecte. Este prima zi fără Superneni, adică prima gafă a lui Alexandru. Alex! Mami! Cum ce mami? Cine ți-a dat voie să pleci de acasă? Un conjurat. Uite, pentru asta am să-ți confisc bicicleta iară. Mergem acasă și o ducem la locul ei. Acum, imediat. Hai! Lui Alexandru îi vine greu să se supună, doar știți asta. Continuarea o bănuiți deja. Bicicleta... Alexandru, nu m-ai ascultat și acum ai dat în mine bicicleta, 3 zile se confiscă. Și astea? Situația nu poate rămâne așa, de aceea Laura trebuie să facă în așa fel încât să se impună. Haideți să vedem
cât de mult va reuși. Alex, lasă un pic paleta pe fotoliu. Așa este acolo. Și acum spune-mi și mie, este frumos cum ai făcut-o? Nu. Și atunci de ce nu încerci să mă asculti și pe mine? De ce ți-am dat bicicleta? Dar trebuie să-mi ceri mie voie. Nu. Alex, nu începe din nou. Uite așa, o să mergi cu mine, nu mă mușca. Nu trage de mine. Uite așa, așa este frumos aici. Așa. Ce ca să ne înțelegem. Nu, pisca un el. Nu, pentru că scaunelul tu l-ai rupt. Așa, uite așa. Și o să stai aici 8 minute. Gata, nu stăm la discuție. Nici un op. Nu te strâng, nu te pun mâna pe tine, ia tu de la ridica mâna la mie. Ce-ți gândesc scuze? Mă strâns tu, tare! Eu nu trebuie să-mi cer scuze, pentru că eu nu am plecat de acasă fără să-mi cer voie. Mă cac în gura ta, eu. Foarte frumos din partea ta. Ești proastă la fel ca mata. O să stai toată ziua în casă, absolut toată ziua pe scaunel. Vreau frumos să mă arăt pentru tot. Nu, dar nu așa, te uiți la mine, vorbești frumos. Vreau frumos să mă arăt pentru tot ce am făcut. Ți-am dat palma. Bine, eu o să te scuz, dar bicicleta o să fie confiscată 3 zile. Da, misiune aproape imposibilă pentru Laura. Alexandru revine la vechile obiceiuri. Nu vreau să mai stau pe căcatul ăsta vechi, că e pentru bebeluși. Eu stau pe fapt, încălțat. Urmează acum încă o probă de foc pentru Laura. Gata? Ați făcut pariurile? Bun, acum să vedem cine câștigă. Alex, trebuie să facem temele. Nu fac astăzi. Da, când vrei să faci tu temele, dacă nu faci astăzi? O zi nu fac, o zi fac. Azi nu fac. Alexandru, vrei să mă rog de tine să stau aici lângă tine? Mâine fac. Hai, lasă revista. Nu, mâine fac, am să-mi bozinge, mă dore zbadele. Te rog frumos, dăm revista. Nu, Alex? Nu să dau. Și tot așa în continuare. Super Neni nu mai e prin preajmă și Alexandru nu dă semne că vrea să-și asculte mama. Dăm revista, așa frumos. Nu, Neni! Hai, haide! Hai, dar nu te izbi pe jos! Nu! Am plecat, dar telecomanda se confiscă și televizor nu mai voi. Gata! Marș! Prostănacu! În a doua zi, fără Super Neni, Alexandru simte nevoia să facă un pic de ordine. Nu din ograda lui, ci pe stradă, că doar partea de uliță din fața casei e tot al lui. În ograda mea, gata, simți prost, gata, gata! Prietenii lui Alexandru tocmai au făcut cea mai mare greșeală a zilei. Au intrat direct în gura lupului și chiar în vizuina lui. Bă, da! Măti! Mă-și afară, casa mea! Mă-și afară! Mă-și afară, Alexandru, ce se întâmplă? Cum ar? Să-i prost de cu mingea! Da, bine, dă-te un pic jos! Nu să mă joc! Nu! Dă-te jos! Nu mai stopie, că nu-i frumos! Ba da! Nu-i frumos! De ce te vorbești, te porți așa copii? Ce ți-au făcut? Că se zice că nu-i frumos! Și de nici să-ți convirți acasă! Doar că familia Davișca nu e doar o tarla fără stăpân. Destul de târziu, într-adevăr, dar Laura și-a dat seama în sfârșit că așa nu se mai poate. Dă mâna la mine și stăm un pic de vorbă ca să văd și eu ce s-a întâmplat. Nu, eu nu trebuie să știu ce s-a întâmplat. Uite, Alexandru, nu trebuie să țipi. Nu trebuie să țipi, trebuie să vorbești. Simt eu la mingea că prostul și-o dată. Stai, și el a zis de pistigat. Acum și-o bombiță-i prostul și Denisa că ba, nu sunt la fel a făcut. Că nu-i frumos vorbește așa. Uite, vezi? De ce nu vorbești frumos? Nu, Alexandru, nu și el a făcut la fel ca să ajungi acasă. Alexandru, te pedepsesc. Nu pune mâna nimeni pe mingea mea. Pe mingea ta nu o să pună mâna nimeni, o să te-o închid eu frumos, pentru că aici eu dictez. Nu faci tu legea. Nu dai mie frumos. Acum. Gata! O vreau! Vrei mingea? O să ai mingea când o să te porți frumos și o să-mi ceri scuze. Sunt două animale ochelariste! Bine, pentru asta o să-i încui mingea. Pe semne că Alexandru și-a dat seama că lucrurile sunt în schimbare, așa că ajunge la concluzia că, cel puțin pentru moment, e mai bine să se dea bine pe lângă mama lui.
Și cum îmi spui ca să-ți dau să mănânci? Te rog frumos. Deci dacă mă rogi frumos, eu îți dau să mănânci. Ai pilaf și... cu... cu ce? Cu părjoale. Am. Îți dau și castraveți murați? Da. Să înțelegem că Alexandru e cu minte doar când îi e foame? Haideți să nu fim foarte drastici și să-i dăm credit în continuare. Vrei furculiță? Da, pentru porjoale. O să te aduc furculeț. Poftim o furculiță mică, cum ești tu? Am, scuze. E bune, nu? Mi se pare că e iute. Ce e iute, mama? Nu știu. Părjoale. Nu părjoale, e un pic iute, că am pus un condiment în pilaf. Nu mai. Mănâncă părjoala cu castravete, da? Bine. De asta vreau să-mi facem fiecare zi, te rog frumos. Dacă îți place, eu o să-ți fac. Șervețelul. Hai, așa. Acum mâncăm și șervețelul. Așa ți este de foame. Alexandru face progrese și, chiar dacă nu v-ați fi așteptat, poate vorbi și frumos. Mami, am terminat. Cum se spune? Terminat pentru masă. Să-ți fie de bine. Mulțumesc. Cea de-a treia zi, fără superneni, începe relativ liniștit. Mai mult decât atât, Alexandru pare dispus la colaborare cu mama lui. Ce, mami? Păi vreau să fac curățenie un pic, să șterg praful, să-l așez frumos. Trebuie să te ajut? Dacă vrei. Dar eu nu vreau să șterg praful. Tu o să-mi așez CD-urile frumos și carcasele frumos. Carcasele la carcase și CD-uri la CD-uri. Filmele la care te-ai uitat tu, să-i le pui înapoi în carcasă. Așa. Îmi dai 3 jucării dacă fac asta. Păi dacă o să mă ajut, o să-ți dau 3 jucării. Alexandru poate face și fapte bune, tocmai ați văzut. Dar când se întâmplă asta, băiatul știe cum să-și ceară răsplata. Îmi dai renovă și mingea e mare. Nu, nu, Alexandru, m-ai ajutat. Ori îți dau 3 jucării, ori îți dau numai mingea mare. Renu mașina și mingea mică. Uite, eu mă duc să-ți aduc Renu, da. Mingiuta mică și o mașinuță. Poftim. O mașinuță asta, da. Nu, asta e brutul. Bine, atunci ține Renu și cu mingiuța. Laura este mulțumită că Alexandru nu mai țipă, nu mai înjură sau scuipă. Și de aceea, acum mama este dispusă să facă așa cum îi spune băiatul. Poftim, Alexandru, asta. Uh-huh. Cum zici? Super. Cu plăcere. Laura nu a uitat ce i-a spus Raluca înainte de plecare și bine face, deoarece faptul că cei doi îi scriu tatălui este un prilej pentru aceștia să se apropie. Hai să vorbesc un pic cu tine. Da. Pentru că tot mi-ai zis că ți-e dor de tate. Da. Așa. Și pentru că tate nu știe. Hai să-i facem o scrisorică, da? Da. Te ajut și eu, tu o să-mi spui. De unde luăm foaie de aici? Hai că vezi, ia un caiet și un pix. Punem măsuța. Așa. Uite așa, pe foaia asta, că este o foaie frumoasă, da? Așa. Și asta e bine. Tati, mi-e dor de așa. Tine. Cum vrei tu, da. De aici. Da, de unde vrei tu? Hai să dăm un pic șapca jos ca să vezi, da? La tine cine a venit? Spre nene. La... Sunt la mine, așa, la mine. Venit. Așa. Vezi că știi singurel? Super. Nene. Nene cu un numic. Cu un numic, cu un mare scrie. Eu scriu cu un numic. Bine, cu un numic. Și spune-i acum, cum ai fost tu, obraznic sau cu minte? Cu minte. Nu, e adevărat. Nu, scriu obraznic, cu minte. Nu, o să-i scriem, uite așa, Alexandru. Deci o să scrii puțin. Am fost un pic obraznic. Și eu un pic cu minte. Așa. Am cu amare. Nu, în continuare. Așa. Gata. Și puțin cu minte, punct. Punct. Așa, și acum cum îi scrii, tati? Cum îi scrii la finalul scrisorii ăștia așa? Nu, te... Iubesc. Așa, te iubesc. Păi, ce simți tu pentru el? Nu, pe asta, ca să ne să cităm, nu? Bine. Noastră, cu tămare. Cu tămare, așa. Ce?
ai grijă ce faci de acum încolo. Da. Da? Hai să. Arrivederci. După 3 zile de absență, Supernanny se întoarce în familia Davișca pentru a vedea ce a făcut bine și ce nu mama în lipsa ei. Bună, Alex! Bună! Ce faci? Mă joc. Te joci și te uiți la televizor? Da. Ce s-a mai întâmplat în lipsa mea? Nimic. Nici de bine, nici de rău? Ia, Renul, du-te cu el dincolo, te rog. Și te chemăm noi să stau de vorbă puțin cu mama. Cum a fost? Nici prea ușor, nici prea greu. Bun, hai să vedem acum ce s-a întâmplat la masă. Un moment frumos, pentru că deja mulțumesc, deja te rog, sunt cuvinte pe care le folosește. Și cum îmi spui ca să-ți dau să mănânci? Te rog frumos. Deci dacă mă rogi frumos, eu îți dau să mănânci. Ai pilaf cu... Cu ce? Cu părjoale. Am, îți dau și castraveți murați? Da. Ce-ți recomand? Să încerci să mănânci și tu împreună cu el, adică să faceți din masă un eveniment în care nu doar el mănâncă și tu stai și îl păzești, ci mâncați amândoi, stați de vorbă, astfel încât să-i facă plăcere să stea la masă. Să fie așa o atmosferă mai relaxată. Bun, un moment frumos o să urmeze acum, scrisoarea pe care a scris-o pentru tatăl lui și după aceea te las și pe tine să-mi spui ce ai simțit atunci. Spune-i acum, cum ai fost tu, obraznic sau cu minte? Cu minte. Nu, e adevărat. Nu scrie obraznic, cu minte. Nu, o să-i scrii, uite așa, Alexandru. Deci o să-i scrii puțin. Am fost un pic obraznic. Și eu un pic cu minte. Așa. Te las pe tine acum să-mi povestești. Ce am simțit că... Deci i-a spus tatălui adevăr în scrisoare că este obraznic. Și doar puțin cu minte, asta mă... Deci până la urmă și-a dat seama că totuși... Trebuie să-i spună adevărul cum adevărul face el. Asta e important și asta este și o dovadă pentru tine că reușește să-și evalueze comportamentul și știe ce face bine și ce nu face bine și știe chiar și ce etichetă să pună faptelor lui. Acum o să-l chemăm și pe Alexandru să vedem, să numărăm bilele din bolul lui și bilele din bolul adversarului și vedem dacă va câștiga sau nu va câștiga centura, runda aceasta și pentru un viitor concurs în care va intra el cu inamicul, îți propun ca misa să fie acel calculator despre care spuneai că oricum vrei să îl cumperi, dar eu cred că e cazul să-l înveți că lucrurile pe care tu le cumperi trebuie să fie lucruri meritate. Da? Da. Bun. Alex, hai că am terminat de vorbit cu mama. Hai să vedem aici ce s-a întâmplat la bolurile cu bile. Ieri, pentru că te-ai jucat urât cu copiii, ai plecat cu bicicleta și pentru astăzi, pentru teme, punem una, două, trei, unu, doi, trei. Bun, și acum te asiguri... Să văd că te-am buni. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Da. Una, deci... două, trei, patru, cinci, șase. De data aceasta, tu ai câștigat pentru că ai șapte, așa că centura este a ta. Poftim. Și mama mai are să-ți mai spună ceva. Ascult ce spune mama și după aceea spui centura, da? Dacă o să mă ascult în continuare și o să faci așa cum o să spun eu, următoarea recompensă va fi calculatorul. Deci, ai înțeles, Alex? Da. Mulțumesc. Cu mare plăcere, Alex, și ai grijă ce faci de acum încolo, da? Să-mi iau geanta, ne luăm și la revedere. Rolul lui Supernanny s-a încheiat. A avut o misiune dificilă pentru că problemele lui Alexandru au fost mari. Majoritatea au fost rezolvate, dar cel mai important lucru este că băiatul vrea să devină cu minte și mai aproape de mama lui. Mi-a părut bine că te-am cunoscut, Alex. Da. Și ai grijă ce faci de acum încolo. Da. Da? Hai de stăt. La revedere. Și ai grijă ce faci. Da. Nu mai super pe mama, da? Cât mai puține cuvinte urâte și cât mai puține lovituri. E, uite, așa vreau să vă las. Hai, la revedere!
Mama a învățat să-i comunice lui Alex așteptările ei, să nu mai tolereze agresivitatea și să sancționeze încălcarea restricțiilor. Și pentru că de cele mai multe ori s-a dovedit hotărâtă și puternică, răspunsul băiatului nu a întârziat să apară. Se străduiește să se comporte civilizat. Maria! Maria, adunăm jucării, l-am zis! Haide! Mama, am tot bine! Maria! Maria, mă doare! Doare, Maria! Nu vă obosca mult!